Cântare minunată, cântarea face o afirmație și spune că sunt aici la dispoziția ta. Însă ne pune și o întrebare. Suntem noi oare sare pentru lumea aceasta? Această întrebare aș vrea să ne punem noi în seara aceasta. Dacă suntem sare pentru lumea aceasta. Mergeam pe drum și tot mă gândeam la viața mea de pocăință și la slujire, la credința care o am, pentru că Biblia spune pe voi înșivă, cercetați-vă, încercați-vă, băgați-vă în voi și vedeți dacă cu adevărat sunteți în credință. Frați și surori, oamenii au Dumnezeu, venim în casa lui Dumnezeu, însă dacă am fi sinceri cu noi, pentru ce venim la închinare? Pentru ce venim în casa aceasta? Care sunt motivele în spatele dorinței noastre de a veni în casa lui Dumnezeu? Aș vrea să cred că nu doar venim aici ca Dumnezeu să ne vindice. Că nu doar venim aici ca Dumnezeu să ne asculte păsul, durerile, problemele și să ne dea rezolvare. Că nu venim aici doar pentru că avem probleme. Și vrem ca Dumnezeu să le rezolve. Vreau să cred că venim aici pentru că depindem de El. Pentru că îl iubim pe El. Pentru că avem nevoie de El. Pentru că ne place de El. Pentru așa cum a spus și citea păstorul, fiii lui Cori spuneau, sufletul meu tânjește după locașurile tale, după corturile tale. În alte cuvinte, sufletul meu tânjește după prezența ta, Doamne. Unul dintre cei mai proeminenți părinți ai bisericii, Sfântul Augustin, spunea că Dumnezeu ne-a creat într-așa un fel și a pus în noi un așa cor încât nimeni și nimic din lumea aceasta nu ne poate face fericiți. Și nu poate să umple golul care este înăuntru nostru decât doar dacă îl avem pe Dumnezeu în viețile noastre. Deci ea, tu și cu mine de multe ori, ne-am cumpărat haine, ne-am cumpărat case, ne-am cumpărat mașini, avem business-uri, avem bani, avem multe lucruri, am cumpărat multe lucruri, însă în final am ajuns și am realizat că nu suntem fericiți. De ce? Pentru că nu există fericire fără de Dumnezeu. Nu există fericire în afara voii lui Dumnezeu. Nu este fericire dacă umpli și trăiești fără de Dumnezeu. Adevărata fericire este să te cunoască Dumnezeu pe tine și tu să-L cunoști pe El, să cunoști harul Lui, să cunoști bunătățile Lui, să cunoști viața veșnică, să-L cunoști pe Duhul Dumnezeu și să umbli în fiecare zi călăuzit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și împlinind voia Lui cea dreaptă, sfântă și desăvârșită în viețile noastre, lăudat să fie Dumnezeu. De ce Pavel spune? Bucurați-vă! Iară zic, bucurați-vă! Bucuria în Domnul este tăria noastră! De ce bucuria în Domnul este tăria noastră, frați și surori? Știți de ce? Pentru că numele noastre sunt scrise în cartea vieții. Pentru că toate făgăduințele Lui sunt da și amin. Pentru că în El nu există nicio umbră de schimbare. Pentru că El este nepărtinitor, este sfânt, este incorupt, este un Dumnezeu suveran, un Dumnezeu care iubește mila, dreptatea, un Dumnezeu care nu obosește să ne poarte în carul Său de biruință și care în fiecare dimineață se uită la noi prin prisma jertfii lui Iisus Hristos pe Golgota și în fiecare zi ne binecuvântează, ne iartă, ne primește, ne întărește, ne dă putere noi ca să putem să ne sfârșim cu bine alergarea, lăudat să fie Dumnezeu. Bucuria în Domnul este tăria noastră. Avem viața veșnică. Îl avem pe Dumnezeu. Toate suferințele din lumea aceasta sunt doar pentru o clipă. Bârfele care sunt adresate la adresa ta sunt pentru o clipă. Nedreptatea pentru o clipă. Boala, suferința pentru o clipă. Durerile pentru o clipă. Judecățile. Bârfele. Invidiile.
Și așa mai departe, sunt doar pentru o clipă, însă viața veșnică pe care am apucat-o este pentru totdeauna slăvit să fie Dumnezeu. Amen. De aceea în seara aceasta, înțelegând lucrul acesta, aș vrea să fim bucuroși. Spunea Corei, mai bine o zi în casă Dumnezeu decât o mie în altă parte. Știți de ce? Pentru că Biblia spune că Dumnezeu se coboară în mijlocul laudelor. Tu și cu mine suntem imperfecți. Tu și cu mine nu suntem la standardul pe care Dumnezeu îl vrea de la noi. Tu și cu mine că avem scăzăminte, încă avem slăbiciuni, încă avem păcate. Unii dintre noi încă mai au probleme cu nervii, alții cu bârfele, alții cu bănuielile rele, alții cu mândria, alții cu minciunele, alții cu nestabilitatea, nestatornicia, alții cu zgricenia și fiecare știe în dreptul lui. Însă cu toate acestea, când vii în prezența lui și când te smerești înaintea lui și îl lauzi pe Dumnezeu acesta, Biblia spune că el se coboară, el lasă gloria, lasă slava, lasă sfințenia lui și se coboară aici între niște oameni imperfecți ca să asculte rugăciunea ta, ca să primească lauda ta, ca să primească gloria care duci. Un astfel de Dumnezeu avem noi, slăvit să fie numele lui. O, glorie Domnului! Amen. O, glorias! Binecuvântat să fie Dumnezeu! Că ne iubește cu dragoste veșnică. Aș vrea în seara aceasta, frați și surori, să deschidem cuvântul Domnului care este scris la Evrei, capitolul 12, primele trei versete. Evrei 12, Biblia spune: și noi, dar, fiindcă suntem conjurați cu un nor așa de mare, de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de leste și să alergăm cu stăruință alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a desprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Uitați-vă dar cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Amin. Vreau în seara aceasta, frate și surori, să vorbesc un pic despre eroii credinței. Biblia spune: și noi, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare, de martori. Biblia este plină de eroi ai credinței și autorul Epistolei către Evrei spune să ne uităm la mai marii noștri și să le urmăm pilda credinței. Să ne uităm cu băgare de seamă la felul lor de viețuire, că l-au iubit pe Dumnezeu, că au avut credință în Dumnezeu. Biblia spune despre Abil că a dus o jertfă mai bună decât a lui Cain. Știți de ce? Biblia spune prin credință. Prin credință. Pentru că fără de credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Și vreau să cred că într-o vreme ca aceasta Dumnezeu mai are oameni și eroi ai credinței. Pentru că Biblia spune să le urmăm pildă. Noi suntem chemați să fim o nouă generație de oameni care prin trăirea noastră, prin purtarea noastră, să fim niște oameni care lăsăm în urma noastră pentru copiii noștri, pentru nepoții noștri, pentru cei care ne conjoară o mărturie sfântă că am trăit pentru Dumnezeu. Că am trăit pentru gloria Lui. Că am adus suflete în lumea aceasta pentru Dumnezeu. Că am adus roade pentru Dumnezeu. Că l-am iubit pe Dumnezeu în fiecare zi. Biblia ne cheamă ca și noi să fim niște eroi ai credinței. Uitați-vă în Sfântul Cuvânt. Biblia spune că Dumnezeu a ales oameni simpli. Și oamenii aceștia simpli au devenit eroi ai credinței. Petru a fost doar un pescar. Nu? Amos spune: eu am fost doar un păstor de oi.
Dumnezeu nu m-a întrebat, Dumnezeu nu mi-a întrebat părerea, Dumnezeu nu m-a întrebat dacă vreau sau nu. Biblia spune Amos că Dumnezeu a spus, Dumnezeu m-a apucat de la oi și m-a pus să fiu un proroc al lui, lăudat să fie Dumnezeu. Noi am fost apucați de Dumnezeu, am fost strămutați din întuneric la lumină și Biblia spune în Evrei ca să vestim puterile lui Dumnezeu. Să vestim despre El, să vestim oamenii să vadă în noi că mai mult decât vorbirea noastră, în noi este Duhul Sfânt al Dumnezeu și Duhul Sfânt al Dumnezeu poate vindeca, poate elibera, poate transforma, lăudat să fie Domnul. Amen. Amen. Suntem chemați și noi, tu soră, tu frate și eu, să trăim pentru gloria lui Dumnezeu și să fim niște eroi ai credinței. Cum putem și noi să devenim eroi ai credinții? Din textul acesta, în primul rând, dacă vrem să fim eroi ai credinții, trebuie să dăm la o parte orice păcat. Așa spune cuvântul Dumnezeu. Să dăm la o parte orice pedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Însă cum putem să dăm la o parte păcatul? Prin împotrivire. Pavel spune, mă lupt aspru cu trupul meu, nu cu altuia. De ce tu te uiți la paiul din ochiul colegului tău și nu vezi bârna care este în tine, nu? Așa spune cuvântul Dumnezeu. Pavel spune, nu mă lupt cu fratele meu, nu mă lupt cu sora mea, nu mă lupt cu părinții mei, nu mă lupt cu alți apostoli, mă lupt cu mine, mă lupt cu eu-l meu. Mă lupt cu păcatele, mă lupt cu poftele, mă lupt cu gândurile care vin peste mine. Mă lupt cu firea pământească care în fiecare zi nu-și ia odihnă și în fiecare zi mă ispitește ca să nu fac voia lui Dumnezeu și să împlinesc dorințele păcătoase ale cărnii. Ca să-mi pierd mântuirea, ca să-mi pierd coroana, ca să-mi pierd viața veșnică la care a fost chemat. Pavel spune, eu lupt cu mine. Însă mă lupt aspru. Aici este secretul, să ne luptăm aspru. Spunea Spurgeon, omul Dumnezeu, că Dumnezeu nu ne poate elibera de prietenii noștri. Dacă bârfa este prietenul tău, dacă mândrie este prietenul tău, dacă bănuirea de rea, de rău este prietenul tău, dacă gândirea defectuoasă este prietenul tău, dacă invidia, dacă aroganța, dacă lăudoroșie, dacă minciunele sunt prietenii noștri, cum vrem ca Dumnezeu să ne elibereze de aceste lucruri? Pavel spune, mă lupt aspru cu mine, ca nu cumva, după ce am predicat, după ce am prorocit, după ce am cântat, după ce m-am rugat în biserică și am avut un timp minunat, după ce eu pe alții am învățat, eu singur să fiu lepădat. Tu, Pavel, e lepădat? Pavel spune, este cu putință. Este posibil, de ce? Pentru că păcatele noastre pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Deci, în primul rând, în seara aceasta, dacă vrem să fim eroi ai credinții, trebuie să dăm la o parte nu doar unele păcate. Biblia spune orice păcat. Orice păcat. Nimic să nu pună stăpânire peste noi. Este timpul ca păcatele în care poate ne mai complacem să le scoatem din viețile noastre. Este timp să dăm la o parte vorbire de rău. Este timpul să dăm la o parte minciunile. Este timp să dăm la o parte invidia și așa mai departe. Este timpul ca să trăim slobos în Hristos. Pentru că oare suntem copii al Dumnezeu și robi al lui Hristos și slobos în Hristos, oare suntem legați? Este timpul să se vadă că suntem oameni care avem peste noi ungerea divină. Oameni care ne chemăm cu numele Domnului, oameni care spunem că Dumnezeu este cu noi și avem făgăduințe Lui cu noi. Este timpul să se vadă că Dumnezeu este cu noi. Slăviți să fie Domnul! Să dăm la o parte orice păcat. Prin împotrivire. Și Pavel învață pe Timotei, care era și el un păstor, îi spune, iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea și răbdarea și blândețea. Vedeți, nu este doar destul să fugi
de mândrie, să fugi de minciună, să părăsești invidia, să părăsești păcatele, să părăsești slăbiciunile vieții. Nu-i de destul. Biblia spune că noi trebuie să căutăm neprihănirea, să căutăm evlavia, să căutăm credința, să căutăm dragostea, să căutăm părtășia frățească, să căutăm prezența lui Dumnezeu, să căutăm pe Duhul Sfânt al Dumnezeu, să căutăm să trăim o viață sfântă, plăcută înaintea lui Dumnezeu și zic ca Dumnezeu să ne tărească la aceasta. Nu doar fugim de pofte. Umplem ființa noastră cu Dumnezeu. Umplem inima noastră cu cuvântul Dumnezeu. David spunea, o, sunt lacum, Doamne, după poruncile tale. Sunt lacum, Doamne, după legea ta, poruncile tale. Și legea ta este desfătarea mea. De aceea Biblia spune, fă din Domnul desfătarea ta, fă din Domnul dorința ta, fă din Domnul primul lucru la care vii, fă din Domnul tot ce dorești mai mult pe acest pământ și El îți va da tot ce dorește inima ta, slăvit să fie Dumnezeu. Dacă vrem să fim eroi ai credinței, trebuie să dăm la o parte orice păcat din viața noastră și facem lucrul acesta prin împotrivire. Ne potrivim nu cu puterea noastră, ne potrivim bazându-ne pe sângele lui Hristos, pe numele lui Hristos și mai ales și mai mult de atât, avem în noi pe Duhul Dumnezeu despre care Biblia spune că cel ce este în voi este mai tare, mai puternic decât orice boală, decât orice suferință, decât orice minciună, decât orice demon, slăvit să fie Dumnezeu. Pot totul Hristos care mă întărește. Când te potrivești, poți totul. Când te potrivești, poți totul. Pentru că Biblia spune că noi răsturnăm izvodirile minții și orice gând îl facem rob, ascultare de Hristos, lăudat să fie Dumnezeu. Da, noi vom fi eroi ai credinței dacă ne vom împotrivi până la sânge împotriva păcatului. Pentru că Biblia spune că dacă ne curățim de toate aceste lucruri murdare și slabe, vom deveni niște vase dostoinice pentru orice lucrare bună, slăbit să fie Dumnezeu. Amen. Pe de altă parte, nu doar să dăm la o parte orice păcat și să ne potrivim împotriva răului. Dacă vrem să devenim niște eroi ai credinței, trebuie să alergăm înainte cu stăruință. Așa spune cuvântul Dumnezeu. Și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă în față. Dumnezeu n-a terminat încă cu tine. Dumnezeu încă n-a terminat cu mine. Îți mai aduci aminte de făgăduințele Domnului pentru tine, pentru cortul tău? Că Dumnezeu te va ridica la o treaptă mai sus? Că Dumnezeu prin tine va aduce pe alți oameni la pocăință? Că Dumnezeu prin tine va face cu tare și cu tare? Îți mai aduci aminte? Mai vrei ca Dumnezeu să împlinească lucrurile acestea? Oare te-ai obișnuit cu o viață mediocru de creștin și te mulțumesc doar ca să stai de bancă și nu vrei să guști din puterea Dumnezeu, nu vrei să experimentezi mai mult de Dumnezeu, nu vrei să te ridici la o treaptă mai sus, nu vrei să ieși din zona de confort ca să te pui la dispoziția lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să-ți dea mai mult decât ai acum în prezent. Dumnezeu să ne lărgească inima noastră, să dorim mai mult din El. Să dorim să-L cunoaștem mai mult. Să dorim să avem dorință de a experimenta pe Dumnezeu mai mult. Să fim lacum după El. Lacum după puterea Sa. Să fim niște oameni care avem în noi puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Niște oameni care avem peste noi ungere divină. Amen. Ca să putem sfătui, să putem să ridicăm pe cei care sunt căzuți. Să putem să ne rugăm pentru cei care sunt bolnavi și să se tămăduiască, pentru că Biblia spune, v-am dat putere ca să călcați peste toată puterea celui rău. Yes. Este timpul să ne trezim, frate și surori. Este timpul să ne apucăm de Dumnezeu cu amândouă mâini și să cerem ca să vină peste noi vremuri de înviorare. Amen. Este timpul ca să se manifeste prin noi puterea Duhului Sfânt al Dumnezeu. Oamenii să plece acasă transformați, vindecați, lanțurile să se rupă, copiii care au părăsit bisericile să se întoarcă din nou în casa lui Dumnezeu. Însă ca lucrul acesta să se întâmple, noi trebuie, tu și cu mine,
Să fim niște vase curate, sfinte, dedicate, stăruitoare înaintea lui Dumnezeu. Să alergăm cu stăruință spre Dumnezeu. Și să nu cădem de oboseală. În 2 Corinteni 4:1 Biblia spune: de aceea, fiindcă avem slujba aceasta. Care slujbă? Ce slujbă ai tu? Ce Dumnezeu ți-a încredințat? Ce vrea Dumnezeu cu tine? Ce vrea Dumnezeu cu casa ta? Oare crezi că degeaba ești în prezența Domnului? Degeaba ești pe acest pământ? Dumnezeu are un purpose. Dumnezeu are un plan cu tine și cu mine. Biblia spune că încă înainte de întinerea lumei, Dumnezeu a pregătit pentru tine și pentru mine faptele neprihăniri. Și fiecare dintre noi, Biblia spune, să slujim cu darul pe care l-am primit pentru zidirea altora. Dumnezeu să ne tărească la aceasta. De aceea, fiindcă avem slujba aceasta, după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală. Cădem de oboseală? Dăm înapoi? Pentru că suntem răniți? Pentru că suntem vorbiți de rău? Pentru că încă nu s-au împlinit dorințele noastre? Pentru că nu vedem izbăvire sau vindecare? Cădem de oboseală? Dăm înapoi? Începem să cârtim? Nu ne plac frații? Nu ne place părtășia frățească? Nu mai vrem pocăință? Nu mai vrem stăuință? Nu mai vrem cântări? Nu mai vrem predici? Este o vreme când tu și mie, frate și surori, să cerem de la Dumnezeu dublă putere ca să nu cădem de oboseală. Noi nu cădem de oboseală, spune Apostolul Pavel. Și Narboc spune, noi nu suntem printre cei care dau înapoi. Oh, nu suntem printre cei care dau înapoi. De ce? Pentru noi știm bine în cine ne-am pus nădejdea. Noi știm bine cine este Dumnezeul nostru. Și noi știm bine că în final noi vom primi lucrurile care Dumnezeu ni le-a făgăduit. Adică viața veșnică, lăudat să fie Dumnezeu. Amen. Amen. Nu cade de oboseală. Stai la locul de veghere. Lucrează cu talentul care l-ai. Și fă lucrul acesta. Nu pentru laudă din partea oamenilor, ci pentru gloria, pentru slava lui Dumnezeu, că în final Dumnezeu va ști să-ți dea cununa pe care tu o meriți. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Binecuvântat să fie Dumnezeu! Binecuvântat să fie Domnul! O, glorie lui Dumnezeu! Amin. Și vreau să mă opresc spunând, să ne uităm țintă la Iisus. Dacă vrem să fim eroi a credinței, trebuie să dăm la o parte păcatele din jurul nostru, slăbăciunile care sunt în viețile noastre, să ne împotrivim împotriva acestor lucruri, să alergăm cu stăruință și să împlinim slujba care a fost chemați din toată puterea noastră, ca pentru Dumnezeu, nu ca pentru oameni. Și în final, să ne uităm țintă la Iisus. Biblia spune, El este căpetenia desăvârșirii noastre. El este căpetenia credinței noastre. El este piatra din capul unghiului. El a spus, îndrăzniți căci eu am biruit în lumea și voi puteți să biruiți. Slăviți să fie Dumnezeu! Pentru că El a promis că și eu sunt cu voi și în voi până la capăt. Nu suntem singuri. Dumnezeu este cu noi și împreună cu El vom birui, lăudați să fie Domnul. De aceea, într-o vreme ca aceasta, frați și surori, să ne uităm la Dumnezeu. Biblia spune că El a desprețuit suferința. Uitați-vă cu Dumnezeu. Să ne uităm țintă la căpetenie de sfârșirii credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a desprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Vedeți? A sfidat rușinea. A sfidat desprețul pe El. Nu a interesat ce vorbesc cu oamenii. Spuneau că este un om rău. Că lucrează cu Beelzebul. Că s-a făcut singur Dumnezeu, oamenii îl desprețuiau. Îl bajocoreau, îl scuipau, însă Biblia spune că El a sfidat toate lucrurile acestea, adică le-a suferit. De ce? Pentru că știa bine bucuria pe care îl așteaptă în față. Frați și surori, noi trebuie, când trecem prin suferință, prin încercări și prin probleme, pentru că Biblia spune că în împărăția lui Dumnezeu vom intra prin multe suferințe.
Însă când trecem prin ele, să nu uităm. Amen. Că în final, Dumnezeu ne va primi în slavă. În final va fi bucurie. În final va fi prezența Domnului. În final vom fi luați în slavă și vom fi cu Dumnezeu pentru totdeauna. Și Biblia spune, mângâiați-vă cu aceste lucruri, binecuvântat și lăudați să fie Dumnezeu. Amin.